Bine, hai să o luăm de la capăt, pentru că se pare că prima dată nu mi-a ieșit. Da, astăzi m-am gândit să fac un tag, fiindcă de fapt și de drept aveam de gând să fac un tutorial de make-up. Dar având în vedere că este o zi din asta bacoviană, excepțională, și având în vedere că am filmat jumătate din clipul ăsta și mi s-a închis camera, o iau de la capăt și filmez un tag. Tagul de față se numește The Makeup Mess Tag și este vorba despre dezastru din colecția de machiaj, dezordine, chestii de-astea foarte simpatice. S-ar putea să aflați niște lucruri foarte fun despre mine sau nu. Și m-am gândit să-l fac pentru că, odată, aveam în de gând să fac tutorialul ăla de make-up. E un tutorial pe care vi l-am promis eu cu Mou. Imediat ce am lumină o să vină și ăla. Și, în al doilea rând, vreau să fac ceva legat de make-up pentru că n-am mai făcut de mult timp. M-am orientat în ultima vreme către zona aia de fashion și de dezvoltare personală, care îmi plac foarte mult, dar nu vreau să păresc zona de make-up chiar de tot. Apropo, tagul ăsta l-am găsit colindând eu așa pe internet, din canal de YouTube în canal de YouTube. Am dat întâmplător de el la o tipă care se... De ce m-am avântat în a zice cum o cheamă, că nu știu. Așa, nu știu cum o cheamă, dar are părul roz și are sprâncene roz și mi s-a părut haiostacul. Și am zis că hai să-l facem. Sincer să fiu, pensulele de make-up nu le spăl foarte des, sau nu, cel puțin nu atât de des cum ar trebui, în funcție de cât de des mă machiez. Pentru că nu mă machiez în fiecare zi și au fost situații în care nu m-am machiat o săptămână, o săptămână jumate, adică nu dădeam pe la machiaj, așa că nu le spălam în fiecare zi, sau la săptămână. Acum încerc să le spăl totuși la o săptămână sau la două săptămâni, dacă se poate. Știți, încerc să nu trec foarte mult peste două săptămâni. Mai trece o zi, două, dar nu mai mult de două săptămâni încerc să nu trec, pentru că îmi dau seama câte bacterii se acumulează și știu toată teoria. Între spălări încerc să folosesc un produs din ăla de spot cleaning, care în general are alcool în el și mai dezinfectează treaba pe acolo. Iar în ce privește bureții de make-up, îi spăl întotdeauna, dar absolut întotdeauna înainte de a mă machia. Niciodată nu fac excepții de la chestia asta, no way. Nu cred că e atât de greu să speli un burete de make-up, se poate spăla în 5 minute. Eu îl iau cu mine dimineața când mă spăl pe față, îl iau și îl spăl și pe ăla repede. Nu durează mai mult decât dacă ai stat să-l umezești. Vă rog eu frumos, nu vă luați după toate youtuberițele pe care le vedeți că se machiază cu niște bureți din aia absolut oribil îmbâxiți. Pentru că, de regulă, youtuberițele care fac tutoriale de make-up și au bureței îmbâxiți țin machiajul la 20 de minute pe față. Lucru care nu e ideal. Dar gândiți-vă ce înseamnă să-ți faci machiajul cu un burete din ăla, îmbâxit de bacterii, la 7 dimineața și să ții machiajul ăla pe față toată ziua. Da? Încercați să vă gândiți la chestia asta, dacă vă este silă să vă spălați bureții. Nu, eu îi spăl întotdeauna. V-am zis, nu durează mult, se curăță repede, îi clătesc bine, se și umezește cu ocazia asta, am siguranța că s-a umezit foarte bine buretele ăla și n-am probleme. Și în plus de asta, și prelungiți puțin viața buretelui, pentru că cu cât este curat mai mult timp, îi prelungești viața și cu cât se îmbâxește mai greu, cu atât îi prelungești viața. În prezent, o mare parte din colecția mea de make-up este aici, în sertarul ăsta, da, care iar a ajuns un dezastru. Mai am câteva produse de make-up pe care nu le folosesc în mod constant și le-am pus în niște pungi și niște cutii în partea cealaltă și sunt acolo de când am făcut renovarea. Da, de atunci. Nu am un sistem, adică toate produsele pe care le folosesc în mod constant sunt aici în sertarul ăsta, nu prea am văzut după alealte și nu am un setup foarte clar acum în prezent. O să am în viitor, o să încerc să-mi fac, dar până atunci stau aici. Dacă mi-ați văzut colecția de make-up, aveam în setup-ul celălalt, aveam niște sertare în care țineam produsele de make-up și erau foarte vizibile așa și tocmai de aia le aranjasem așa ca să le pot vedea. Așa intenționez să fac și acum când am să-mi cumpăr ceva ca să-mi depozitez produsele de make-up, am să fac ceva care să fie tot așa foarte vizibil pentru că am nevoie să le văd. Dacă nu le văd, eu nu le folosesc și atunci e păcat să le țin. Având în vedere că le țin în sertarul ăsta, mi-este foarte ușor să le iau de aici și să le pun la loc în momentul în care am terminat să le folosesc. Am de gând, după ce am să-mi organizez toată colecția de make-up, am de gând să îmi pun aici, în sertarul ăsta, pentru că
biroul ăsta este și birou și măsuță de toaletă pentru mine. Și am de gând să pun în sertarul ăsta produsele pe care le folosesc în fiecare zi, ca să -mi fie ușor de accesat și să le fie la îndemână. Dar nu mi le țin pe masă, nu mi le țin aici unde mă machez, pentru că am nevoie de spațiu aici. Nu-mi place, în primul rând că nu-mi place să văd foarte multe chestii pe masă și în al doilea rând că am nevoie de spațiu să mă mișc. Fiind și biroul meu, am nevoie de spațiu ca să pot lucra în liniște și atunci nu pot să le țin. Și așa că le pun în sertar. În prezent îmi plac foarte mult pudrele pulbere și acum o am pe asta de la Rimmel London, care este Match Perfection și este super, super fină și îmi place la nebunie faptul că este super fină. Într-adevăr, face puțină mizerie pentru că zboară în toate direcțiile, însă este super fină și sunt dispusă să accept mizeria ei atâta timp cât este bună. Până acum am folosit mult timp pudre din alea presate, dar acum cumva m-am orientat către astea pulbere și îmi plac mai mult pentru că pot face baking cu ele, le pot aplica chiar fără să fac baking, le pot aplica cu buretele și cumva difuzează altfel porii. Dacă vorbim despre farduri sau pigment sau chestii de genul ăsta, le-aș prefera presate. Mi se par mai ușor de folosit decât pulbere, că atunci chiar fac mizerie multă. Mi-ar plăcea foarte tare să vă spun că nu, dar mi se mai întâmplă. Mi se mai întâmplă în momentele în care sunt foarte obosită, când filmez mult, am zile în care filmez mult pentru că îmi filmez în avans și stau să editez, încerc să editez și în avans cât de mult pot. În zilele alea chiar mă trezesc pe la 1-2 noapte că nu m-am demachiat și cad. Mi se mai întâmplă. Cu toate că nu e recomandabil chestia asta și chiar nu vă recomand și în special dacă aveți tenul acneic sau uscat, nu vă recomand sub nicio formă să faceți chestia asta pentru că vă distruge tenul, dar mi se întâmplă. Nu știu dacă încalc neapărat reguli. Sunt reguli pe care le încalc. Eu sunt de părere că este bine să cunoști regulile în orice domeniu și în orice faci, este bine să cunoști regulile și după aia să te orientezi în funcție de ce-ți place ție, adică le poți încălca. Acum nu știu ce reguli încalc eu în mod frecvent, probabil asta cu sprâncenele, că nu am niște sprâncene foarte bine aranjate, foarte bine definite, foarte bine creionate și nu știu ce, pentru că nu-mi plac. Din punctul meu, o sprânceană mai zbârlită, mai dezordonată, așa, este mult mai expresivă decât una foarte bine aranjată. Acum, na, fiecare cu ce-i place, dar mie personal îmi plac sprâncenele ceva mai aparent neîngrijite, pentru că sunt mai naturale, dau senzația de naturalețe decât o sprânceană din aia foarte bine lucrată. Mai există o regulă pe care o încalc, dar asta numai în anumite momente și este vorba de regula aia că să nu pui niciodată un lichid peste pudră și aici mă refer mai mult la concealer, dar numai în anumite situații, când am anumite coșuri și numai în anumite situații. Și asta este o tehnică pe care am învățat-o de la Kevin Aucoin, să pui corector peste pudră, după ce ai aplicat deja pudră, să mai pui încă un strat de corector ca să maschezi coșul ăla, dar asta se face numai într-un anumit fel. Și nu, de regulă nu o fac când filmez, pentru că machiajul este relativ proaspăt când filmez și nu mă complic. Dar, de exemplu, când trebuie să port 16-18 ore un machiaj, da, prelungește mai mult machiajul în zona respectivă. Dar, mă rog, asta e o chestie mai complicată. Și o altă regulă care îmi vine mie în minte, dar asta este regulă numai la noi în România, nu este regulă și în altă parte, este aia cu eyelinerul sau cu tușul. De fiecare dată când fac un tutorial de orice fel, mi se spune, n-ar strica o linie de tuș. Tot timpul se găsește cineva să-mi spună, dar nu ți-ar strica o linie de tuș. Eu nu folosesc tuș sau eyeliner în mod constant în viața de zi cu zi și în machiajele mele, pentru că, unul, cred că nu mi se potrivește și pentru ochii mei nu merg. Și credeți-mă că liniile alea de tuș și codițele alea de tuș chiar nu merg la toată lumea. Mi s-a luat să văd foarte, 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 foarte multe fete pe Instagram, în special de la noi, care insistă în a-și face codițe cu tuș, deși le stă absolut oribil. Dar pentru că se poate, ele își fac. Mă rog, acum fiecare cum consideră, dar eu personal prefer să stau departe de chestia asta, mai ales având și ochii negri, mă îmbătrânește foarte tare. Am senzația că tușul mă îmbătrânește foarte tare și da, asta ar fi o regulă de la noi, inventată de ai noștri. Depinde despre ce produs este vorba. Că dacă e vorba despre un produs la care țin foarte mult și pe care îl folosesc frecvent,
Da, am să-l folosesc până la ultima picătură, indiferent că s-a spart sau nu. Dacă este un produs la care nu țin enorm de mult și la care am alte opțiuni, nu. De exemplu, hula de la Benefit, bronzerul. Dacă mi se sparge în momentul de față pentru că am ajuns la tăviță, am să-l folosesc până la ultimul firicel de praf. Am să-l folosesc pentru că îmi place bronzerul ăla foarte mult, este preferatul meu. Dacă ați văzut ultimul clip cu Empties, arătam acolo un produs de la Catrice, un bronzer de la Catrice care mi s-a spart, era aproape întreg și mi s-a spart și l-am aruncat pentru că nu îl foloseam atât de des și în comparație cu hula nu se compară de fapt. Acum depinde de produs și despre de ce vorbim, da? Că mai am alte opțiuni, da, dacă de exemplu e un produs din care nu mai am altceva, o să-l folosesc pentru că sunt nevoită, că nu mai am altceva. Nu. În momentul în care îmi place un produs, îl cumpăr chiar dacă mai am încă 15 pe lângă, deși nu se întâmplă în cazul meu să am atât de multe produse, dar chiar dacă mai am, nu știu, se spune dacă mai am bronzere, chiar o să mai cumpăr un bronzer dacă îmi plac bronzerele, sau un blush sau un rimel sau orice, dacă mai am le cumpăr, nu mă țin să le termin pe ale pe care le am. Mă gândeam acum să fac un fel de project pen, dar încă mai stau pe gânduri puțin, să vedem dacă îl fac sau nu și cum îl fac și spuneți-mi dacă vă surâde ideea, dacă ați vrea să vedeți toată povestea asta și ce se întâmplă. Asta este o chestie destul de ciudată a mea pe care o am și s-ar putea să nu o știți despre mine. De fapt, mai mult ca sigur că nu o știți despre mine. Mie nu-mi place să-mi împart lucrurile. Nu știu dacă e vorba de egoism aici sau de faptul că în momentul în care eram mică nu aveam produsele mele sau lucrurile mele sau nu aveam lucrurile mele noi. Nu știu de unde vine treaba asta, dar în orice caz nu-mi place sub nicio formă să-mi dau produsele mele și în special produsele de make-up, sub nicio formă, deci nu vreau să te văd că te atingi de produsele mele. Poți să fii mama, poți să fii cea mai bună prietena mea, nu te atingi de produsele mele. Dacă îți dau eu voie, în cine știe ce situație miraculoasă, atunci da, dar altfel, no way! Și în special rujuri, glossuri, rimeluri de astea nu le-aș împărți cu nimeni pentru că sunt niște produse viscoase care atrag bacterii și în care se înmulțesc bacteriile de două ori mai repede decât într-un produs uscat și nu. Nu știu, e o chestie pe care o am, din totdeauna am avut-o și v-am spus, nu știu exact de unde pleacă, dar nu mi-a plăcut niciodată să-mi împart lucrurile și la fel sunt și cu hainele. Nu iau de la nimeni haine, nu împrumut de la nimeni haine, dar nici pe altcineva nu împrumut. Adică știu când am început facultatea, stăteam la cămin și aveam două colege de cameră și una zicea că, ce bine că suntem trei fete în cameră și că uite putem când ieșim în oraș să... ne împrumutăm haine și nu știu ce și eu eram stai departe de mine, stai departe de mine, la modul ăsta, pentru că și nu pentru că eu aș fi avut niște haine extraordinare sau niște lucruri extraordinare sau ceva de genul, ci pur și simplu pentru că nu-mi place să-mi dau hainele. Pot să fie cele mai ieftine și cele mai proaste lucruri din lume și make-up și haine, nu le împart cu nimeni, nu sunt, lucrurile mele sunt ale mele, deci nu. Și iarăși o chestie pe care o am este că nu-mi place să vină cineva să pună mâna pe lucrurile mele. Nu te atingi de lucrurile mele. Nu. Îți bagi nasul în ele. Mama avea obiceiul ăsta să-mi caute prin lucruri când eram adolescentă să vadă dacă găsește țigări sau bani pe care nu știa de unde i-am sau eu știu ce alte prostii și muream de nervi pentru că nu suport să-mi atingă nimeni lucrurile. Dacă nu-ți dau voie, nu te atingi de lucrurile mele. Și mă refer în mod special la lucrurile super personale, gen make-up și haine. Așa, restul nu mă deranjează, dar astea nu sunt ale mele și nu te atingi de ele. Nu contează cât sunt de ieftine și de proaste, sunt ale mele, scurt. Automat că dacă nu-mi place să împrumut produsele pe care le am sau să le dau... să le încerce și altcineva, automat că n-am o părere prea bună despre chestia asta. Chiar m-a rugat cineva, o fată m-a rugat după ce am făcut cu clipul cu produse care nu mi-au plăcut în 2017 să-i trimit paleta aia de la The Balm pentru că nu-mi plăcuse și m-a rugat să-i o trimit ei pentru că n-ar fi vrut să dea țeava pe ea și i-am trimis-o cu o strângere de inimă. I-am trimis-o, dar singurul motiv pentru care i-am trimis-o a fost că nu o folosisem foarte mult, adică n-a fost o paletă pe care să o folosesc câteva luni în mod constant. Am folosit-o de 3-4 ori și am văzut că rezultatul este același, că nu-mi place, că nu mă înțeleg cu ea și n-am mai folosit-o după aceea. Și mare parte din timp am ținut-o în ambalajul original.
Altfel nu i-aș fi trimis-o, pentru că și așa i-am trimis-o cu o strângere de inimă, că i-am trimis un produs folosit. Nu știu, mie nu-mi place chestia asta, ideea asta de a da produsele dintr-o parte într-alta. Poate voi aveți alte opinii, v-am spus, eu nici cu second hand nu sunt prea prietenă și da, poate voi aveți alte opinii și nu e nicio problemă, dar eu personal nu agrez chestia asta de a schimba produse între oameni, pentru că nu știu, oricât de bine te-aș cunoaște, nu știu ce bacterii ai, nu știu ce, cum reacționează un produs după ce l-ai folosit tu pe pielea mea și așa mai departe. Știți, prefer un produs ieftin decât să iau un produs cum deja folosit de cineva. Nu. Eu personal nu sunt o fan a acestei mișcări și chiar nu vreau să fac așa ceva. Și legat de produsele fake, la fel, nu le suport și mi-aș dori să dispară, pentru că mi se par o scamatorie, efectiv. Să știu că ăla e produsul, decât să dau banii pe ceva care imită ceva scump sau nu știu ce brand. Nu. Prefer un produs ieftin în locul unuia fake. Și vă mai zic o chestie la care ar trebui să vă gândiți. Chiar am văzut un reportaj acum vreun an și ceva, absolut înfiorător, despre produsele astea fake sau produsele astea aduse din China, comercializate așa la liber din China, care au niște substanțe absolut incredibile în ele. Erau glosuri care aveau ulei de motor în ele. Deci, da, ulei de motor. Dacă nu știți ce, întrebați un bărbat ce e la ulei de motor și o să vedeți cât de sănătos e să-l înghiți. Aveau praf de oase, cenușă, nisip, tot felul de ingrediente din astea dubioase. Încercați pe cât posibil să stați deoparte. Dacă nu vă permiteți un produs scump, nu este nicio problemă, încercați să vă limitați la ce vă permite bugetul vostru. Credeți-mă că dacă un produs funcționează pe fața voastră și se așează cum trebuie, nu se vede cât costă. Chiar nimeni nu o să își dea seama că, uite, rujul ăsta a costat 5 lei și că ălaltul pe care îl port, nu știu, mâine a costat 200 de lei. N-are nicio treabă. Mai bine limitați-vă la bugetul vostru decât să riscați să vă intoxicați sau să vă îmbolnăviți cu cine știe ce mizerii. Nu merită, chiar nu merită. Și mai este un aspect la care lumea de la noi nu se gândește și, în special, în comunitatea de YouTube mi-ar plăcea să văd subiectul ăsta mai mult discutat, dar, din păcate, nu am auzit pe nimeni vorbind de treaba asta, este că foarte multe din site-urile astea, am văzut site-uri care comercializează produse din astea fake sau magazine, chiar și magazine fizice care comercializează produse fake, fac evaziune fiscală. Nu știu, câte dintre voi v-ați gândit la treaba asta? Că foarte mulți comercianți din ăștia fac evaziune fiscală. La greu, dar nu așa, fac evaziune fiscală. Și nu-mi convine mie, care în momentul în care, după o lună de zile de muncit în draci, îmi primesc fluturașul de salariu și văd câte taxe dau la stat, nu-mi convine să-i dau banii mei munciți unuia care face evaziune fiscală. Eu personal merg pe principiul ăsta. Chiar nu mi se pare în regulă și ar trebui să vă gândiți și la aspectul ăsta în momentul în care cumpărați ceva. Încercați să cumpărați din locuri autorizate. Poate într-adevăr sunt mai scumpe, dar sunt mai scumpe cu motiv, pentru că sunt verificate, pentru că trebuie să plătească niște impozite, niște taxe. Ăla care nu plătește toate taxele la stat sau nu le plătește deloc și își mai plătește și angajații la negru, automat ăla își permite să lase prețurile foarte jos. Da? Deci gândiți-vă și la aspectul ăsta. De ce voi să plătiți niște taxe din salariile voastre și din banii voștri munciți și altul nu? Să-i primească și să-i bage în buzunar așa degeaba. Gândiți-vă și la aspectul ăsta, pentru că este foarte, foarte important. Și mai e o chestie la care mă gândesc întotdeauna când cumpăr un produs. Mă pun în locul celui care a făcut produsul respectiv, care a dezvoltat produsul respectiv. Cum ar fi eu să produc un produs cosmetic sau, nu știu, un tricou sau orice și să vină cineva să mi-l copieze și să-l vândă la un sfert din prețul lui inițial? Vă dați seama că nu mi-ar conveni, pentru că eu probabil am stat și am muncit la produsul ăla și am stat și am rumegat la el și mi-am stors creierii acolo și n-am dormit nopți întregi ca să iasă așa cum îmi doresc. Și atunci de ce să cumpăr produsul altuia care doar a venit și a copiat și mai folosește eventual și materiale sau ingrediente de proastă calitate?
Astea sunt niște lucruri la care ar trebui să îl gândiți foarte, foarte serios. Nu numai așa, lasă că economisez niște bani, dar uite, arăt că am nu știu ce ruj de firmă sau nu știu ce paletă de firmă. Nu. Dacă nu vă permiteți lucruri foarte scumpe sau produse foarte scumpe, de orice natură, limitați-vă la bugetul vostru, nu există nicio rușine, nu se întâmplă nimic, nu se supără nimeni, din contră, o să vă fie mai bine. Nu fac curățenie foarte des. Cred că am și acum produse în colecția mea de make-up care sunt antice. Cred că sunt de când am început eu canalul de YouTube. Nu le mai folosesc, dar le ține acolo, știți? Și mai am o chestie, că eu vreau să fac un fel de mini-bibliotecă, așa să zic, de produse cosmetice, în momentul în care, chiar dacă nu mai folosesc un produs, vreau să-l țin ca să-l am ca referință pentru clipuri, știți, în cazul în care vreau să vorbesc despre blush-uri, să spunem, și am câteva blush-uri pe care nu le mai folosesc, dar să le am acolo ca să, dacă vorbesc vreodată despre ele, să le pot arăta, știți, că e mult mai ușor pentru voi să vedeți chestia asta. Și am și produse pe care nu le folosesc, probabil au și expirat de mult, de când lume, dar le țin acolo doar ca referință, nu că le folosesc expirate sau ceva, le țin doar ca să le am în caz că... O să fac un make-up declutter în curând, așa, și apropo de chestia asta, chiar vă rog, fiu frumos, nu-mi cereți să vă trimit produsele pe care le arunc sau care, pe care nu o să le folosesc, chiar vă rog să mă... că mă puneți într-o situație în care mă simt eu prost. Și de aia, nu ceresc, dar o să fac în curând un make-up declutter, cel puțin la ce am aici, în sertarul ăsta, că mai are un pic și moare săracul. Și vreau să fac un make-up declutter, să mai arunc din produsele pe care nu le folosesc, să le sortez, să le triez pe cele care le țin doar pentru a le arăta în clipuri sau nu le mai folosesc deloc. Da, bineînțeles. Mie mi se par degetele niște instrumente super utile în a te machia. Bineînțeles că întotdeauna înainte de a mă machia îmi spăl mâinile foarte, foarte bine și am și dezinfectant pe lângă mine, adică nu e o problemă, sau șervețele dezinfectante. Și da, îmi folosesc pentru mine. Pe mine, da, mă machiez cu... aici mai întind anticearcă, nu cu degetele. Chiar și fondul de ten îl mai aplic cu degetele, nu fiecare zi, adică nu tot timpul, dar îl mai aplic și cu ăsta, cu degetele din când în când. Și da, sunt produse la care căldura mâinii, deși eu am 15 grade Celsius la mâini, căldura mâinii cumva le face să se comporte mai bine. Și de-aia mi se pare ok să mai folosești din când în când mâinile, dar evident trebuie bine spălate înainte. De vreo 2 ani când am început să port niște genți mai mici, mai compacte, așa, nu prea mai duc produse, multe produse de make-up cu mine. Dacă ați văzut unul din primele mele clipuri cu ce am în geanta mea, aveam o tonă de chestii, și de make-up și de altele. Acum nu mai am. Am 2-3 chestii, am niște genduțe foarte micuțe, foarte compacte și nu prea mai țin foarte multe lucruri. De regulă am întotdeauna la mine rujul pe care îl folosesc în ziua respectivă. Ăla mi-l pun și când vin acasă îmi golesc geanta și data viitoare când îmi iau geanta am un alt ruj pe care îl folosesc în ziua respectivă, doar în caz că am nevoie să retușez machiajul sau cel puțin buzele. În rest nu prea mai port nimic cu mine pentru că nu prea am retușez machiajul și am observat că mult timp am purtat o grămadă de chestii după mine degeaba. Știți? Și mai bine las. Eu mă simt bine cu machiajul meu așa cum este în fiecare etapă a zilei, așa că n-am nicio problemă. Probabil aplicarea fondului de ten, și asta nu din cauza fondului de ten în mod special, ci din cauza faptului că eu nu am un ten uniform și am niște cratere ceva de vis, cel puțin în perioada asta când mi s-a uscat și mai tare tenul, mi se văd ceva de vis, deci nici nu aveți idee. Și probabil ăsta, pentru că de fiecare dată când îmi aplic fondul de ten, mă uit la porii și la craterele mele și zic, mamă, cât de mari sunteți! Așa, și probabil asta cumva îmi creează și un disconfort, că, fiindcă dacă n-ar fi ăia, nici n-aș aplica fond de ten. Dar rest, nu știu, cu sprâncenele nu prea mă agit, așa că n-aș putea să zic că îmi displace, deși chiar mi-ar displăcea să stau jumătate de oră să-mi desenez sprâncenele. Oh, God! cea mai urât, am multe amintiri urâte legate de make-up.
Jesus, una haioasă, hai să zicem, nu știu, e și urâtă, dar e haioasă, aveam undeva până în 6 ani și m-am dus la o verișoară de-a mea, la Târgu Mureș, cu bunica mea, și ea tot timpul avea obiceiul să-mi dea produsele ei cosmetice care s-au terminat, știți, tuburi de rujuri goale, palete de farduri pe 3/4 consumate și orice îi se termina ei și ce arunca, mi le dădea mie. Eram coșul ei de gunoi, cum îmi spunea mama. Și odată mi-a dat un ruj care țin minte că era undeva înspre un roșu închis, așa vișiniu, ceva în genul ăla. Și auzisem eu cu câteva luni înainte o tipă care zicea că și-a aplicat puțin ruj așa pe pomeți ca să îi dea puțină culoare în obraj. Și eu n-am de lucru, dacă mi-a dat aia rujul, n-am de lucru și iau rujul ăla și fac obraje, așa. Da, mi-am făcut niște chestii pe obraj să le șchine aia când m-a văzut în ce hal arătam. Vă dați seama că aveam ruj atât așa pe rujul. Da, asta a fost o chestie haioasă, cam una din primele mele amintiri legate de make-up. În rest, am avut o perioadă în facultate când am început să-mi aplic fond de ten și nu-mi făceam sprâncenele și aveam o colegă de facultate care tot timpul mă bătea la cap. Hai, fă și tu sprâncenele, ia și tu un creion de sprâncene, dă și tu un pic de creion de sprâncene pe sprâncenele alea, piaptă-ne și tu sprâncenele alea, că zici că ești moartă, că n-ai, vă dați seama, eu am și sprâncenele subțiri și dacă mă dau cu fond de ten și nu le fac nimic, nu se văd deloc. Și zici că ești moartă, n-ai un pic de expresivitate pe față și așa mai departe. Și până la urmă am ascultat-o și am început să folosesc un creion de sprâncene. Mie mi se părea că se văd foarte tare, că și acum când îmi fac sprâncenele am senzația că se văd, că sunt foarte proeminente și se văd, și când mă uit la clipuri îmi dau seama că nu, se văd ok. Și atunci la fel, când am început să-mi fac sprâncenele cu creionul, aveam senzația că super proeminente, că am niște virgule așa pe față, că Doamne, o să râdă lumea de mine. Și am ajuns la facultate și mă uitam, așteptam să înceapă lumea să râdă de mine și nu era nimeni, deci nu observase nimeni nimic. Zic, a, înseamnă că e bine. Și am întrebat câteva colege, zic, vezi ceva interesant, ceva ciudat la fața mea? Și toată lumea zice, nu, ce? Zic, sprâncenele. Au fost câteva care mi-au și spus că nu se vede chiar deloc diferența. Așa că, da. Și la fel am pățit-o și cu blush-ul, tot în perioada aia. Îmi dădeam cu fond de ten pe față și nu aplicam nimic altceva. Deci era fond de ten din cap până în picioare, fără anticeargă, fără nimic. Fond de ten și rimel, atât. Și tot colega asta de facultate mi-a zis, dă și tu cu un pic de blush, care zici că ești moartă. Dă-ți, eu fiind și foarte deschisă la ten, zice, dă-ți cu un pic de blush, dă cu ceva ca să arăți și tu a om. A durat foarte mult, deci a avut foarte multă muncă de convingere de dus cu mine ca să reușească să îmi dau cu puțin blush. Dar până la urmă mi-am dat. Da, cam ăsta este tagul. Eu sper să vă fi părut interesant și dacă v-a plăcut și vi s-a părut interesant, puteți să răspundeți și voi la câteva întrebări. Nu știu, alegeți voi câteva întrebări, o să vi le las și în bara cu descriere și alegeți voi câteva întrebări și răspundeți-mi în comentarii, că chiar aș vrea să știu părerea voastră, în special despre chestia asta cu împrumutatul produselor de make-up, să știu ce părere aveți. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă ați aflat ceva interesant, vi s-a părut ceva amuzant, v-a plăcut. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu. V-am pupat și ne vedem în următorul clip.